vă aducem veștile la zi în emisiunea Dimineți Împreună, dragi ascultători RCS FM și dragi prieteni care ne urmăriți pe canalele RCS Media și Angelus TV. Spuneam încă din titlurile ediției că îmi doresc să trecem în revistă cumva momentul special pe care l-a trăit Dieceza Romano-Catolic de Iași ieri, și anume faptul că a avut loc Sfânta Liturghie Solemnă, în cadrul căreia a fost hirotonit episcop Monseniorul Petru Sescu, cel care este și invitatul nostru în această dimineață, și mă bucur să-l salut alături de noi și pentru prima dată în studioul nostru. Lăuda să fie Iisus și bun venit! Veci vecilor, amin! Bine v-am găsit! Ne bucurăm foarte mult pentru prezența în emisiunea noastră. Vă felicităm încă de la început pentru momentul plin de har pe care l-ați trăit ieri și vă dorim să poposiți de cât mai multe ori în studiourile noastre. Vă mulțumesc și sigur, limita posibilităților, cu plăcere! Preasfințite, pentru a ajunge la momentul de sărbătoare de ieri, așa cum fiecare episcop obișnuiește să facă, înainte de momentul hirotonirii, de la numire și până la momentul hirotonirii, este o perioadă de pregătire, practic. Cum s-a desfășurat pentru Sfinția voastră această perioadă? Da, a fost chiar necesară această perioadă de pregătire și atunci când am decis data de 11 noiembrie, m-am gândit să fie timp suficient pentru pregătirea cerută. În primul rând, aveam nevoie de un timp să mă acomodez cu această idee, pentru că a fost luat prin surprindere alegerea din partea Sfântului Părinte Papa Francisc de a sluji în această formă de episcop auxiliar pentru dieceza de Iași. M-a surprins și cred că numai pe mine și pe mulți alții, și chiar câteva zile mi-au fost necesare ca să mă obișnuiesc cu gândul că trebuie să fac această slujire. Apoi, sigur că au urmat pregătirile în ce privește sărbătoarea care avea să urmeze, și în acest sens am fost la părintele Isidor Iacovici la Roma, care m-a ajutat să-mi procur cele necesare pentru această sărbătoare. Și sigur, partea cea mai importantă, aș spune eu, a fost pregătirea spirituală. A fost o săptămână de exerciții spirituale, când, ajutat de părintele profesor Alois Bulai la seminarul din Iași, am reușit să aprofundez, ținând cont de capacitatea extraordinară a părintelui de a pătrunde Sfânta Scriptură, de atâtea cunoștințe legate de preoția, atât de Vechiul Testament cât și cea din Noul Testament, preoția, cele trei trepte care Sfânta Scriptură vorbește atât de frumos despre ea, și Părintele m-a ajutat într-adevăr să înțeleg odată în plus cât de nobilă este această chemare, dar și cât de mare responsabilitate pentru cei care sunt chemați, care trebuie să răspundă cu daul lor definitiv. Cu alte cuvinte, necesitatea, să le spunem, să spunem așa, a exercițiilor spirituale o regăsim atât înainte de diaconat, înainte de preoție și înainte de episcopat. Sigur, noi avem în fiecare an practic câte o săptămână de exerciții spirituale, pentru că este foarte important să lăsăm un pic toate treburile, chiar dacă uneori ne presează și parcă nu le putem amâna, trebuie să rupim cu toate și un pic să ne retragem, pentru ca să ne motivăm și să știm că de fapt noi îl slujim pe Dumnezeu. Toată slujirea noastră, că este diaconală, preoțească sau episcopală, trebuie să fie un răspuns plin de iubire la chemarea lui Dumnezeu, care cheamă în mod gratuit, și eu aș spune că este cel mai frumos dar din partea lui Dumnezeu, de a te ști chemat. Și eu cred că fiecare trebuie să ne simțim chemați prin botez. Noi suntem chemați la viața creștină, suntem chemați la de a aparține împărăției lui Dumnezeu. Și este frumos atunci când știi că tot ceea ce faci, faci ca răspuns la iubirea lui Dumnezeu, la chemarea lui Dumnezeu. S-a vorbit mult despre această legătură dintre ziua hirotonirii episcopale și comemorarea Sfântului Martin de Tur. Acum am ocazia să vă întreb chiar pe Sfinția voastră, de ce ați ales această zi și ce reprezintă practic acest sfânt pentru dumneavoastră? Da, în primul rând, a fost și faptul că de la 30 septembrie până la 11 noiembrie am considerat că sunt zile suficiente pentru pregătire, și sigur, Sfântul Martin de Tur, episcop, este un model de caritate, un model de slujire, un model de dăruire. Ori eu am fost, spune așa, poate norocos, pentru că în anul 1991, când a fost numit vicar la parohia din Bacău, Sfântul Nicolae, atunci mi s-a cerut ca să răspund de activitatea caritativă din parohii și apoi chiar din toată zona Bacău, 34 de parohii. A fost pentru mine ceva providențial, pentru că
de la început, de mic, prin clasa 5-6, am citit Viața Sfântului Ioan Bosco și a rămas foarte plăcut impresionat de faptul că el a slujit celor săraci, a slujit celor din pușcărie și a avut așa un mod deosebit de a fi aproape de oamenii săraci, el fiind într-o familie necăjită. Mai mult decât atât, chiar părinții aveau același nume, Francisc și Margareta. Și sigur m-a legat mult această viață specială. Și aveam așa în interior meu, fără să gândesc că se poate găsi posibilitatea de a pune în practică, dorința de a sluji ceva în felul în care a făcut-o Don Bosco. Și providențial ajungând la Bacău, când mi s-a cerut această slujire, numai bine că era și penitenciarul din Bacău, era și orfelinatul din Bacău, azilul din bătrâni, familii sărace, și pentru mine a fost o șansă. Și îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că mi-a dat posibilitatea să lucrez cu cei bolnavi, cu cei sărași, cu cei care erau singuri. Și pentru mine, spun, era o adevărată bucurie și sigur că având Sfântul Martin pe 11 noiembrie s-a legat foarte bine și cred că și îl rog pe Sfântul Martin să fie un model și un mijlocitor ca să pot să slujesc mai departe cu bucurie și în acest spirit caritativ. Și continuă cumva această legătură cu latura caritativă, pentru că providențial ziua în care ați ales să faceți primiția în satul natal, în Săbăoani, va fi ziua în care se marchează Ziua Mondială a Săracilor. Și în acest sens v-aș întreba ce însemna în zilele noastre a întinde mâna către cei săraci, ținând cont că nu doar sărăcia materială e cea pe care o întâlnim astăzi. Exact, foarte bine ați punctat și după experiența de 30 de ani de ca preot, când chiar dacă nu am fost într-o parohie, am lucrat și la episcopie, am lucrat și la seminar, întotdeauna latura caritativă a fost pentru mine un punct important al slujirii preoțești. Și spun că primul lucru care este cel mai important este ca noi să reușim să identificăm adevărații săraci, pentru că nu întotdeauna cei care vin și trag de ușă sau cei care insistă poate obraznic să le dăm un ajutor sunt cei mai nevoiași. Eu spun așa cu toată convingerea că adevărații săraci trebuie să-i descoperim. Și noi avem șansa ca preoți atunci când binecuvântăm casele, eu cel puțin așa am făcut, atunci putem să-i cunoaștem pe adevărații săraci, adevărate familii care au dificultăți și care sunt atât de plini de respect, de umilință, încât nu au curajul să spună că au nevoie de ceva. Și sigur, noi notam așa frumos în notițele noastre și după ce trecea această perioadă de sfințire a caselor, câte un caz luam așa și încercam să găsim soluții cu acel principiu al vaselor comunicante. Cei mai înstăriți din parohie să-i sprijini pe cei care sunt mai puțin săraci. Și vă spun, pentru mine, cel puțin ultima slujire în parohia Sfânta Tereza Pruncului Iisus din Iași, având și structura foarte bine definită a Asociației Caritative Sfântul Vincențiu de Paul, ne-a ajutat să facem proiecte caritative extraordinare și toate acestea spun aduc o împlinire extraordinară și eu chiar mă bucur că se poate face, se poate găsi aceste mijloace pentru a face ceea ce pot. Sigur, nu putem face lucruri extraordinare, dar lucruri mici și chiar cum am spus, a asculta pe cineva, a vizita pe cineva care este singur, ai vorbit de Dumnezeu unuia care nu-L cunoaște pe Dumnezeu. Sunt lucruri extraordinare care intră în această latură caritativă pentru că omul este și trup și suflet. Și este greșit să spun că eu nu mă interesează, sunt preot, mă gândesc numai de suflete, dar nici invers. Mă ocup numai de partea materială. Noi trebuie să luăm pe om așa cum este, să ne îngrijim de trup și de suflet și de multe ori un sprijin material deja îl face pe om să gândească un pic de ce face acest om această faptă bună. De ce? Pentru că el are credință în Dumnezeu, dar eu. Și îl face să gândească, să treacă dincolo de și atunci să fie ajutorul complet și trupesc și sufletesc. Da, pentru că de multe ori faptele noastre vorbesc mai mult decât cuvintele noastre, într-adevăr. Aș reveni la sărbătoarea de ieri. Probabil trebuie să mai treacă ceva timp până să vorbiți așa sau să găsiți momentele principale, importante, așa cum le-ați trăit ieri, pentru că a fost cu adevărat o zi plină. Însă, la distanță de o zi totuși, ce ne povestiți? Cum ați trăit momentul hirotonirii de ieri, atât de bogat în rituri, în ritualul care s-a celebrat, dar apoi și în tot ceea ce, până la urmă, prin primirea episcopatului, a schimbat, a adus în plus în dumneavoastră.
Da, eu cred că zilele de pregătire n-ar fi fost, oricât ar fi fost ele suficiente pentru ca să putem trăi așa, spun perfect pregătiți acest moment. Omenește cât s-a putut, am încercat să mă pregătesc, dar vă dați seama când am intrat în biserică și cântul de orgă, acele cântări înălțătoare, prezența care m-a copleșit pe mine, un număr atât de mare de preoți, 260 de preoți, m-am prăbat așa, fără cuvinte, înainte de a începe celebrarea. Apoi, faptul că au venit episcopi și romano-catolici și greco-catolici, în număr de 12, parcă am văzut așa colegii apostolilor de la început, a fost pentru mine așa o încurajare și mai ales că au venit din ajun și am avut ocazia să-i întâlnesc, primirea lor cordială, toate acestea, dincolo de ceea ce au însemnat fiecare moment în parte al celebrării, au fost momente înălțătoare, momente care, într-adevăr, m-au pătruns până în străfundul ființei. Și vreau să spun că, într-adevăr, au fost momente deosebite pentru care cred eu că trebuie să treacă timp ca să le pot realiza și să le pot trăi așa în plenitudine, dar timpul va fi în folosul meu și voi retrăi aceste momente, așa cum și la Sfințirea Preoțească a fost ceva asemănător, pentru că a fost neașteptat și a fost un moment care apoi, în timp, am reușit să-l pătrund în profunzime. Discutând sau promovând cumva interviul pe care urma să-l avem astăzi cu Sfinția voastră, cineva îmi spunea, l-aș întreba pe Preasfințitul ce a simțit în momentul când, întins fiind la pământ, se cânta litania lauretană. Și am zis că o să adresez această întrebare. Sigur că da. Sau ce simte un preot, pentru că și la preoție, nu-i așa, există acest rit. Și la diaconat, exact. Dar eu zic că este momentul special de rugăciune când vedem că acea mulțime imensă din biserică, din afara bisericii, cei care sunt uniți prin mijloacele de comunicare, practic sunt uniți prin a invoca ajutorul lui Dumnezeu asupra celui care urmează să fie sfințit. Și sigur m-am simțit și m-am rugat împreună cu ei, m-am unit cu ei și m-am simțit că nu sunt singur, m-am simțit încurajat de faptul că noi cu rugăciunea suntem puternici. Spunea cineva așa de frumos că rugăciunea este atotputernicia omului și slăbiciunea lui Dumnezeu. Dumnezeu în fața rugăciunii spunea unde doi sau trei se adună, eu sunt prezent în mijlocul lor. Orice veți cere în numele lui Hristos veți primi. Și sigur, cam acesta a fost sentimentul meu de încredere, de încurajare, de faptul că fac parte din biserică și îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că suntem ca un trup mistic, Hristos capul, noi mădularele și suntem împreună, mai ales în aceste momente deosebite. Aș mai face un pas în urmă de această dată pentru a ajunge la ziua hirotonirii preoțești, pentru că ați primit acest ordin sacru chiar din mâinile Sfântului Papa Ioan Paul al II-lea. Ce a însemnat acest moment și cum v-a influențat faptul că, iată, chiar un papă, care apoi a devenit și sfânt, v-a conferit acest ordin? Da, deși au trecut 30 de ani, pentru mine rămâne un moment practic prezent în viața mea, care mă ajută, mă călăuzește. Și cred că ați punctat bine că este o asemănare, pentru că pe cât de neașteptat a fost numirea din partea Sfântului Părinte Papa Francisc, la fel de neprevăzut a fost și alegerea de a merge la Roma să fiu sfințit de Papa Ioan Paul al II-lea, apoi Sfântul Ioan Paul al II-lea. Noi eram 8, ca să înțelegem așa cum a fost cu această numire. Pe atunci părintele rector Aurel Percă, astăzi înalt preasfințitul mitropolit și arhiepiscop de București Aurel Percă, venind la cursul de morală, ne-a spus această mare noutate. Era ceva absolut nou, nu ne dădeam seama după 90 să ai pașaport, trebuia să mergi la Roma să fii sfințit de Sfântul Părinte. Noi eram din cei 8, 5 pentru diceza de Iași, 3 pentru diceza de București. Și a spus, uite, unul de la cei pentru Iași, unul pentru cei de la București, va trebui să meargă să fie sfințit la Roma pe 26 mai 1991. Cum facem? Ca să alegem pe cei doi. Și atunci s-a convenit să tragem la sorți. Și eu aș spune că a fost ca și cu Matia, poate chiar ca și Matia, pentru că s-a decis să tragem la sorți în ordine alfabetică. Eu fiind Sescu, eram ultimul la catalog. Și practic nici măcar nu am tras eu biletul, mi-a rămas biletul. Dar înainte de acest moment, îmi amintesc că mergeți în recreație, era pauză și când veniți înapoi, vom vedea care sunt cei doi. M-am dus în capelă, eram deja diacon și m-am rugat, Doamne, eu îți mulțumesc că sunt diacon, îți mulțumesc că m-ai chemat, că nu era ușor înainte de 90 să mergi la seminar, că erau locurile foarte limitate.
Și am spus, dacă este să fiu să merg la Roma, nu o fac pentru că vreau să ajung acolo, dar să fie o mică răsplată pentru cei din familia mea, pentru că eu fiind al 10-lea copil, cei mai mari frați m-au susținut, m-au sprijinit, pentru că trebuia cumpărat cursuri, trebuia tot ce era necesar pentru a te forma în seminar. Erau și cheltuieli. Și am spus, eu cum îi voi răsplăti? Pentru tot ceea ce au făcut, mai ales când ne-a spus părintele rector, va fi însoțit de 5 din familie. Și am spus, voi lua în ordine alfabetică, tata deja murise din 79, dar era mama și am zis, frații iau în ordine descrescătoare, pentru că cei care au fost mai mari m-au ajutat mai mult. Și atunci tragem linia și vor fi, și zic, ar fi un cadou frumos pentru noi. Și se pare că rugăciunea asta i-a plăcut și lui Dumnezeu și a făcut ca să rămână acest bilet pentru ca să pot ajunge la Roma. Și vă dați seama că era pentru mine o noutate total neimaginată, pentru că cum să ajungi în străinătate, în primul rând. Să ajungi la Roma, să-l treci pe Sfântul Părinte, Papa, toate erau lucruri care mă copleșeau. Și sigur, poate pe moment atunci au fost prea multe deodată și plus noutățile. Dumnezeu să-l dea sănătate Părintului Anton Lucaci. S-a îngrijit de cazarea noastră, ne-a dus în catacombe, am călcat pe pământul stropit de sângele martirilor. Au fost momente deosebite și sigur că apoi întorcându-mă acasă le-am retrăit și sigur pentru mine a fost un sprijin extraordinar și mai ales când Papa Ioan Paul al II-lea, atât de cunoscut, atât de popular, mai ales după 90, când aveam ocazia să urmărim ceea ce face, unde merge, vizitează, cât de iubit este și apoi când a fost declarat și sfânt, vă dați seama că deseori am apelat la mijlocirea lui, la ajutorul lui. Chiar zilele acestea a fost un moment deosebit și m-am dus în capelă și în capela episcopiei este chiar imaginea Sfântului Părinte Papa și l-am rugat, am nevoie, m-ai sfințit, ajută-mă ca să pot rezolva. Și chiar eu pot să spun că au fost intervenții miraculoase din partea Sfântului Părinte Papa. Îl simt aproape și simt că mă sprijin. Nu numai m-a sfințit, dar mă călăuzește. Momente importante așadar, momente care sau la care cred, iată cum ne-ați povestit, faceți referire mai ales atunci când este mai greu și cred fiecare dintre noi, indiferent că este preot, persoană consacrată sau laică, în astfel de momente în care primește harul lui Dumnezeu sau astfel de momente îi ajută și e bine să revenim la ele, mai ales atunci când ne este mai greu, pentru că e ușor și frumos când totul ne merge bine, mai dificil este când apar greutățile și cred revenind astfel de momente reușim să mergem mai departe și în drumul nostru de credință. Ar mai fi multe de povestit, dar mai lăsăm așa și pentru alte interviuri. V-aș întreba acum la finalul dialogului nostru cu ce propuneri sau cu ce dorințe porniți la drum în această nouă misiune încredințată de episcop și în mod deosebit de episcop auxiliar al diecezei de Iași. Da, motoul pe care l-am ales pentru preoție, slujiți Domnului cu bucurie, am preferat să rămână și motoul slujirii episcopale. Și slujiți Domnului cu bucurie pentru mine înseamnă răspunsul dat lui Dumnezeu, care m-a chemat în mod gratuit. Nu meritam acest lucru, Dumnezeu a fost atât de bun cu mine. Și dacă el a avut încredere în mine și a decis să-l slujesc ca preot și acum ca episcop, vreau ca slujirea mea pătrunsă de bucurie să fie răspunsul cel mai potrivit. Una este să faci ceva cât trebuie să faci, alta este să faci cu tot sufletul. Adică, cred că în slujirea lui Dumnezeu nu sunt bune jumătățile de măsură sau răspunsurile să vedem, dacă, condiționate, și vreau și îl rog pe Dumnezeu să mă ajute să fie această dăruire totală și, sigur, bucuria care să călăuzească, să poate mai bine spunea ceva, starea de spirit, veselia, poate spune mai mult decât bucuria, pentru că atunci când ai această stare de spirit, atunci, sigur că munca ta este plăcută și pentru ceilalți, dar și pentru tine. Noi vă dorim mult har și binecuvântare de la Domnul ca să se întâmple așa cum v-ați propus, pentru că sunt propuneri inspirate cu siguranță de Duhul Sfânt și încă o dată vă felicităm pentru momentul de ieri, vă dorim sărbătoare frumoasă și duminică la Săbăoani și încă o dată renoiesc invitația ca ori de câte ori va fi posibil să veniți în studiourile noastre CSFM Cismedia. Vă mulțumesc și voi veni cu plăcere și cu bucurie și ca recunoștință, pentru că eu știu sigur că ascultătorii postului Radio FM
au fost alături și m-au susținut cu rugăciunile lor. Am primit multe mesaje de sprijin, de bucurie, de însoțire în aceste zile și îi rog și pe această cale să nu consider că am ajuns la final, că am fost sfințit episcop, ci este un început și am nevoie de rugăciunea lor și îi rog să fie alături de mine și voi veni cu bucurie atunci când voi avea ocazia să le comunic trăirile și bucuriile mele. Mulțumim, mulțumim foarte mult. Iată, dragi ascultători, a fost alături de noi până în acest moment Monseniorul Petru Sescu, noul episcop auxiliar al diecezei de Iași, și mulțumim pentru interviul acordat.